Începem cu scandal în Parlament la dezbaterea despre banii europeni. Opoziția a acuzat guvernul că pregătește austeritatea românilor. Premierul Câțu a încercat să se apere și a dat asigurări că veniturile nu vor fi afectate. Avem nevoie de acești bani pentru a investi ca să putem să prindem din urmă alte țări dezvoltate și ăsta este rolul meu. Vă garantez tuturor că vom face acest lucru și cu ajutorul acestui PNRR. Reforma pensiilor, ca să ne asigurăm că putem să plătim pensii și în 2030. Da? Avem un sistem de pensii sustenabil. Reforma companiilor de stat, să ne asigurăm că nu mai aruncăm bani buni în găuri negre. Reforma administrației publică. Aici toți românii vor o administrație publică performantă. Și am să vă spun un secret astăzi. Este nevoie de toată clasa politică pentru a atinge obiectivul acestui program de dezvoltare a României. În loc de reforme concrete, nu ați făcut altceva decât să tăiați, să readuceți austeritatea. Tot ce ați propus a fost înghețarea veniturilor, creșterea vârstei de pensionare și majorarea taxelor pentru firme și populație. Domnule Câțu, și dumneavoastră, domnule Barna, vă place să credeți că sunteți apostolii transparenței, dar de fapt sunteți doar trompetele austerității. Niște mincinoși. Noi astăzi o să spunem nu. Noi astăzi o să spunem că România nu trebuie să renunțe iarăși prin acest vot al Parlamentului la o parte din suveranitatea națională. Astăzi o să spunem nu unei politici păguboase care nu ne va duce decât în hău. Vă rog pe fiecare dintre voi și dacă există opoziție și dacă există parlamentari de la putere care vor să nu mai trăim iarăși vizitele venite de la FMI și controalele cu care am fost obișnuiți în anii 90 și în anii 2000, să nu votați acest program.